4 jucători în zid. Dumitrache, bară! Eroul buzoienilor din ultimele două meciuri a semnat golurile cu farul și unirea Slobozia. Mare formă, jucătorul împrumutat de la Farul Constanța, Coasi. Un șut în bară, dar faza nu s-a încheiat. Lulacu, încă un șut. Egalitate la capitolul bare, după ce a lui Dumitrache din minutul 3. Interesantă această execuție a lui Corteleți. Periculos, se cere penalti pentru Hens. Acum pentru fault. Și se dă lovitură de la 11 metri, scoasă de Andreas Mihaiu. Da, nu se putea da penalti acolo la Neicuțescu. Tot Neicuțescu, apoi după ce intervenție la limită, îl faultează clar pe jucătorul Gloriei. Mai devreme a luat galben pentru acea intrare imprudentă care l-a scos din joc pe Sălceanu. Acum face acest fault. Un cadou oferit Gloriei Buzău, care poate deschide scorul în acest final de primă repriză. Marco Pervan va executa. Un elan destul de mare îl trimite în colțul opus pe Barna. 1-0 pentru Gloria Buzău. Marco Pervan la a doua reușită stagională. Reușise să marcheze în victoria de la Deiș cu 4-2. Iată, mai întâi aproape de Hens Micuțescu, apoi faul clar la Andreas Mihai. Și dacă ar fi ghicit colțul, nu cred că putea interveni Barna. Executat foarte bine Pervan. Ionu Cervan, al doilea capitan astăzi al Gloriei, după accidentarea lui Trebotici. Lovitură de cap periculoasă, încă o bară, a doua pentru Gloria Buzău, s-a înălțat Victorski. La 2-0, Ceahlăul ar fi avut o misiune aproape imposibilă în repriza secundă. Foarte bine a executat Cervan. Au ce mulți jucători în careu, Ceahlăul, gol! Spuneam că o fază fixă poate aduce ceva bun pentru Ceahlăul în această repriză secundă. Reacția fanilor veniți de la Piatra Neamț. Chiar noul intrat Foris a fost cel care a reluat acolo. Iată, inspirat a mutat Pustai. Primul gol în acest campionat pentru Bogdan Foris. Bună centrarea lui Pedro Albino de lângă Anghelov, vrea Foris. Nimic de făcut pentru Alexandru Greab. A fost capitanul Vișinar. Neicuțescu faultează, are galben din prima repriză. Îl vede și pe al doilea. Final de meci în inferioritate numerică pentru
cei de la Ceahlău. N-a fost un meci reușit pentru Neicuțescu. A făcut faultul la penaltiul pentru Gloria. Acum vede al doilea galben. Da, și din acest moment probabil Ceahlăul va juca dolul pe cartea defensivei, încercând să plece măcar cu un punct de la Buzău în acest meci, dar e ținut în teren până la final. Aici Dumitru e cea mai importantă ocazie de gol a Gloriei în această repriză secundă și prima după eliminarea lui Neicuțescu. Tot l-am criticat pe Dumitrache, el a dat această pasă.